Bună seara! Astăzi facem prăjitură cu gris și nucă, ceea ce am început eu la prăjiturile astea. Ce vreau să vă spun, aici am grisul cu laptele, o cană de gris și o cană de lapte. Și am lăsat să se ridice, așa, vedeți? Eu l-am pus de dimineață, până la vreo 8 și acum lui 7 seara și s-a făcut așa, vedeți? E ca un aluat, vedeți? Și acum începem. Se pune cu aceeași cană o cană de zahăr. Vă arătăm. Am și zahăr brun, dacă vine dat și măceață. Pun. Deci o cană de zahăr, punem aici, o cană de nucă, asta trebuie să o tai, să fie tăiată, dar prima dată pun în cană să văd cât îmi încapă aici, cam așa, deci asta e cana. Eu acum o s-o tai, că trebuie așa mai mare. Foarte ușor de făcut. Deci așa. Deci, mai spun o dată. Am pus o cană de lapte de dimineața până seara, dar s-a umflat cu o cană de gris. Și acum punem o cană de zahăr, o cană de nucă, așa, eu mai duc lingurile la Dacia, la mașina de spălat, acum eu nu am lingură așa mare, dar o să pun 6 linguri, trebuia 5. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Deci am pus 6 linguri de ulei. Punem 5 ouă. Uitați aici, am pus ouăle, punem o linguriță de bicarbonat,
Ai rămâie, Angie, la tine, ca să nu pun oțet. Nu, nu. Las că și oțet e bun. Eu totdeauna pun un pic de lămâie ca să... Uitați, vedeți? Hai, arată aici. Așa. Să nu cumva să se întâmple ceva, să miroase. Așa. O picătură și ridică imediat în sus. Numai lămâia, vanilie, nu am. Să vedem cât am. O linguriță de lămâie. Mai am aici atât lămâie și asta. Și asta la întâi portocale, dar și asta e puțin. Pune și portocale. Așa. Deci, am pus nuca, am pus zahărul, am pus ouăle, am pus bicarbonat, un pic de sare. Punem un prag de sare și cu asta e gata. Altceva nu trebuie făcut. O să pun și misterul, fiindcă albușul ăsta văd că mai trebuie făcut un pic. Hai, Angie, aici. Așa. Unde e? Asta. O turnăm aici. Și asta e prăjitura. Fără făină, fără nimic. Nu trebuie nimic altceva. Gata! Revenim! N-am fost atentă cum am pus-o tava și am pus-o înclinată, aici e mai sus și aici e mai jos. Și acum cred eu că sunt obligată să o tai așa. N-am încotro. Noi. Ce să fac dacă asta a fost, n-am fost atentă? Un pic de atenție, vezi? Ce face? No, mai bine două blaturi, nu? Două... Nu! Mai fac un blat de 10 ouă și îl tai pe mijloc. Ia să zic. Da. Nu, și atunci ascolți tu cumva, știi? Nu știu. Faci înclinat în partea aia lantă. Aia da. Așa le scoate perfect. Să mai întâmplă. Până și aici s-a vărsat puțin, că a fost înclinat. Da, da.
asta e. Da, nicio problemă. Am mai pățit eu așa, câteodată. Și se rezolvă că nu-i acolo mare lucru. Dar îmi pare rău, nu? Asta e. De unde e praza asta așa lungă? De piață. Cu 2 lei. Eu ți-am luat salat iceberg. Una. Cu 3 lei. Facem o salată, ok. Am fost la cumpărături singur. Că mami a avut aici treabă, Angie iar a avut treabă. Am avut cu asta și uite că mai bine m-ar fi dus cu tine. Și m-a numai lăsat. Păi nu vreau să te obosești atât. Nu, iac, asta e dovada. Este bine. O să doamnă că e suficient să faci cu apă pe tavă, ca să nu mai mânci din ulei, să da. Nu consumi. Pentru mine e egal. Da, fac așa și știu pe bine. Așa, punem asta aici. Am mai avut o urzică din asta și deja a crescut prea mare. E, ce frumos și... ai aranjat acum, ai? Da, a fost urât, cum a plăcut. Prea mare, nici mie, dar m-a fost milă să o iau, dar am pus-o pe geamul ăla, acolo e. Dar e altceva. Și atât mi de drag de asta, cred că e altul soi față de asta. Asta e mai, cum să spunem, mai neted, așa, ăsta e, nu știu cum, așa, mai ridicat. Și oare de aici mai dă? Da, uite aici, poftim. Ok. Vezi? Uite. Acum am mișcat. Da. Opa, camera. Îmi place de el, sper că să am noroc, că de la lant n-am avut. Da, acum începem să iau cofragul cu ouă. Ok, dau drumul. Bă, ce are cățaua asta? Azi dimineața, la 3 dimineața, de 2 ori m-am trezit. Să o bocesc, că tot lătra. Are și ea perioadele ei, nemulțumirile ei. Stai să văd eu aici că vreau 10 ouă să pun. Așa. Și pun astea două rânduri. Ha. Aici pun albușul. Deci acum facem pandișpan. Da. Uite că am scăpat. Astăzi nu merge bine nicicum. Dar de ce? Relaxează-te. Păi eu știu, dar n-am făcut eu nimic a mamii. Așa s-a întâmplat. Uite aici galbănușul. O picat aici. Și acum cine știe ce pățesc eu? Că eu știu ce am mai pățit. Nu-i mult. Pune aici să se vadă. O chem pe Natalia să spargă ea. Deci, o spart așa bine. Stai că nu trebuie să fac ceva cu cățaua asta. Îi dau cu nou în cap. Lasă că nu mai... Da. Deci 3 ouă până acum. Da. Un ou nu l-ați văzut că am fost... am dat după cățaua. Nu am văzut nici când am pus grisul în castron cu lapte. Dar am spus că am pus o cană de gris și o cană de lapte și am lăsat de dimineața, de când ai plecat tu la servici, până la 7 seara. Ai spus la început asta? Da. Ok. Am spus. Sper să înțeleagă, să nu mai îmi crede. Vezi, curjile astea să sparge prea... Nu a avut calciu. Nu a avut calciu. Așa. O să scriem în descriere rețeta. Da, am spus. Da, nu, în sfârșit pot să scrii, că dar de aia să face rețeta. Deci asta e, acum i-am vorbit și n-am mai ținut cont. Al 5-lea ou.
5 a 6. Da. Vine să mă râs în gură. Ce se tratează, tati? Soțul meu se ferește de toate felurile de sucuri și bea numai ceaiul și acum bea cola. Sau nu, Sprite. Apă mai bea și el ce îi place. Sărăcuț. Nu numai ceaiul. Da, o să-l mai înțelegem și pe el. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Asta e prăjitura care a pornit canalul nostru. Da. Încă m-a spus Angie să fac rotund. Cum a făcut Anca. Da. Și o să fac eu rotund și mai bine ar fi ascultat-o, că nu s-ar fi înclinat așa tava. Ar fi fost mai bine. Îmi pare rău că n-am ascultat-o. Dar de ce n-am vrut? Fiindcă... Așa ești obișnuită. Nu, tava mea e cam mică aia rotundă, știi? Și am zis că nu vreau ca blatul ăsta să fie gros. Uh-huh. Deci blatul ăsta să nu fie așa gros, să fie mai subțire. Și uite că dacă ar fi ascultat-o, nu ar fi dat în bară. N-am dat eu în bară, că tai de acolo și gata. Eu zic să faci inclinație la următorul pandișpan în partea ailantă. Deci, o tai așa. Nu mă ascult, nu știi să te descurci. Păi dar cum să fac, mă, tu ești culmea. Aduc bolobocul. Aduc bolobocul și te rezolv. Deci câte ouă îți bani? 10 ouă. Oh, ok. 10 ouă, numai să iau zahăr. Eu pot să nu vă arăt, dar vă arăt. Exact așa când scrie pe o rețetă la magazine, că sunt ceva urme și de una și de alta. De moștar, babi, de moștar. Da. Uite acum la mine sunt ceva urme de nucă. Nucă. Da, nu știu cum a scăpat, că n-am făcut-o. Da, să mai bati spumă. Da. Nu-i problemă. Acum, mami, ăsta ar fi trebuit măsurat ca să știu cât zahăr. Păi, dar eu măsor când pun aici. A, cu lingura? Numai... Sigur, 10 linguri. 10 linguri de zahăr. Ok. Atâta trebuie. Numai vreau să spun că câteodată scrie pe rețetele alea... Pe ingrediente așa. De la anumite... Asta pot să nu trebuie. Și acum punem 10 linguri de zahăr. Dar mă pun sare prima, un pic. Un pic de un sare. Un pic de sare. Uite așa. Un strop. Ok. Și acum am mai bine închis. Deci, sunt 10 ouă. Aici punem 5 linguri de zahăr. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. Amestecăm până eu fac albușul ca să se ridice aici și să fie bine și aici. Și eu să știți că de obicei nu pun. Dar acum mi-e frică nu cumva să dau greș și cu asta, să fie ceva cu ea, fiindcă cu aia s-a lăsat pe o parte. Și atunci pun aici. Un praf de copt. Un praf de copt. Aici așa. V-am spus că nu m-a dat asta de frică. Și o lăsăm aici așa. Și atunci aici iau altă lingură, punem 5 linguri.
De când ducem dincolo la Dacia să sperie, nu mai am linguri, nu mai am nimic. Dar ți le aduc înapoi, nu? Da. Dar s-a spălat acum. Una. Și ba. O să nu caz. Și 5 încoace. Ah. Mai le fac și ăștia cu misterul un pic. Ți s-au pus 5 linguri de zahăr în albuș? Da. Și 5 linguri de zahăr în galbenuș? Da. Acum pun o lingură de ulei. În albuș. În galbenuș. În galbenușul ăsta. Dar numai o lingură, atât. Zici că e frișcă. Hmm? Zici că e frișcă. Da, da. Ia că pun aici. Lingura mea. Tot asta eu. Și acum punem și făină și gata. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 9, 10. Deci 10, 10, 10. 10 ouă, 10 da. Zahăr, da. 10 făină, da. Una ulei. Și una ulei, că devine mai moale, mai frufos. Și un bicarbonat. Și nu e bicarbonat, e praf de copt. Scuze. Și cam atâta. Dar nu știu de ce am făcut eu unul ăsta, că e așa micuț. E mai drăguț. Da. Dar cum n-am văzut eu tava aia că e înclinată? Așa mi-e de ciudă. Ai dus pe Florina acasă? Da. L-am dus săracul că m-a ajutat și de mai multe ori m-a sunat să vină să mă ajute. Florica noastră n-a putut. Ai sunat și pe ea? Da, am sunat și pe ea și a zis că merge, că nu mă trebuie să aranjeze ceva haine la o doamnă și vine. Apoi n-a mai reușit să vină. Că mă pune, mai fă și asta, mai fă și asta. Cred că e bine. Așa. Așa-mi pare de rău că am făcut asta. Mami, întotdeauna când îți pare rău, iasă bine. Iasă foarte bine, da. De multe ori a fost așa. Acum, de data asta, numai așa scap eu cu bine, dacă tai din partea aia. Eu zic să nu tai. N-am nicio rău. Mama mea, ea era cu prăjiturile. Bunica mea nu. Bunica mea numai alea cu drojdie, care se făcea coardă. Și
Într-adevăr că Mirela Șanca era pe lângă ea. Și atunci mai era și copiii lui sorul mea, doi. Aia erau mai mici ca a mei. Și ăia erau pe lângă ea. Deci avea patru copii pe lângă ea. Și zicea, vai, am uitat să pun sare, că m-or bolânză copiii ăștia. Sau zahăr, sau cine știe. Da, nici ei nu-i plăcea să fie gălăgie în bucătărie. Cum nu-ți place nici ție? Nici mie nu-mi place, dacă serios. Dacă un pic te deranjează Natalia... A, păi Natalia deja e vedetă pe așa ceva. Să știi că a fost fain cartofii, mami, super a fost. Da? Da, m-a plăcut. Mă bucur. Și sarmale de el m-a plăcut. Am mâncat ieri. Numai una am mâncat ieri. Uite, am mai găsit o lingură. Era târziu și astăzi am mâncat, că am venit de la lucru, am mâncat două. Și mai este două în frigider, nu? Din toate cât e făcut. Da. Am mâncat, tati, la sarmale. Nu, au zis că numai două am mâncat. Numai două? Da. Interesant. Probabil că nu a fost mult, într-adevăr. Poate a fost vreo 10. Numai? Zic eu, nu știu. Nu mă fac că mă uit pe filmare. 3, 5. Ai mâncat și tu două? Am mâncat două și 7. Eu. Am mâncat Natalia două? Nu vezi? 9. Deci eu am mâncat două până nu am pus zahăr în... Aha. Știi? În sos. În sos, da. Că tu ai spus, mami, acum tu ce faci? Puni și nici nu ai mâncat. Și eu n-am mai spus nimic. Nu știu de ce n-am spus, dar... Da, am mâncat. Știe fanii noștri cu ce ocazie faci? Nu știu dacă știe, dar lasă surpriză. Dar eu cred că am spus. O, tu! Ce nu știi tu să faci? Da, crezi că găsesc eu, caut să fac așa drept. E, nu am eu răbdare de așa ceva. Să duc și pe club. Auzi, tu știi că eu știu și să te încuiesc. Apropo, acum iar mă lau. Aici, unde suntem noi, la bucătărie, era și, de aici așa, de aici era șpaiz, sau cum să zice, cămară. Da. Și aici era ușă. Și s-a pus soțul meu ca să te încuiască el acolo, că trebuia închis aici peretele. Și vă rog să mă credeți că, cum o pus, așa au căzut. Așa au căzut. Da, tati întotdeauna punea puțină apă. Făcea foarte uscat. Și au căzut. Dar trebuia stupat, că deja a venit omul să facă aici așa. Unde vezi tu că e mai în jos? Nu știu, aici? Că mă uit în telefon. Și m-am enervat și am zis, las că eu fac. Și am luat... Uite acolo colțul ăla. Am luat și am făcut eu și șânză de astăzi, aici unde îi, îi făcut de mine, aici. Și am terminat treaba. Prima dată am dat așa, am dat cu apa, am să făcut... Să facă priză. Da, am dat brușuri din alea și după aia am luat o scândură și am nivelat. Fii atentă să nu faci... Nu-i bine, așa e că nu-i bine. Nu știu, nu m-am uitat. E, hai bine aici să... Mă uit acum. E bine, e bine. E drept. Deci cade după ăsta. Și atunci ai o problemă că e mai mic. Nu ai fost atentă. Stai să văd cât e cu ăla. Acum asta nu stă mult. Ok. Și atunci facem crema. Asta, Dumnezeu cu mila. Ce să zic? Am dat-o în bară. Cam de aici, așa o tai. Și nu fi prea mic atunci. Sau las acolo și aia nu pun. Nu fi prea mic atunci.
Nu-i problema, e problema că aici e sus și aici e jos. Nu, fă cum vrei. Dar o las aici. Las-o așa, că se compensează și cu aia la întâi. O las și tai eu de aici așa, știi, da. Când o tai. Da. Ca să fie și asta cu cremă. Mm-hmm. Nu? Da. Dar vă arăt ce faină e pe partea asta. Să vedeți ce faină lui. Dar asta e lui, că s-a dus pe partea asta. Doamne, dar ce bunătate! Deci ăsta e griș. Așa un gust. Uitați! Da, e foarte fain. Așa un gust are de caramel. De că vă spun. Fiindcă zahărul ăla s-a caramelizat în ea. Te dau una încă ai plăcea și la Mirela. Mai ții minte, Daci? Calea Crăciun, mami. E, și aici, vă arăt aici. Dar dacă dumneavoastră știți ce gustos e și ăsta, e mai gustos ca asta, pe partea asta. Gustă să vezi. Acum îi spăl aici. Deci aici avem mascarpone de la firma Kaufland, de la Mami Capacu. Să știți că eu fac cremă de vanilie, că ați văzut de atâtea ori, am atâtea rețete cu cremă de vanilie, dar fiindcă e târziu și faină crema asta cu mascarpone. Nu mai fac de vanilie, fiindcă până o faci, până trebuie să se răcească, să bați frișcă, să o faci cu frișcă, fac da. Asta și... Lasă ăla pe trămină. Asta? Da, să văd gust cum e, să văd dacă e bun, știi? Uh-huh. E faină, mami. Faină. Chiar faină. Deci asta e brânză mascarpone, 750 de grame toate trei. Și acum eu pot să pun aici și cacao, pot să pun și vanilie, să nu fie cu ciocolată, să fie cu frișcă și numai atât. Nu știu cum să o fac. Să o fac de, cu vanilie, așa? Eu zic că cu vanilie, da. Deci pentru cine nu cunoaște brânza asta, e o brânză foarte grasă, care să... Deci e ideală pentru creme. Puteți să faceți cu ea... Cum vreți. Iasă o cremă faină, nu să tai. Și erau acolo mai multe feluri de mascarpone. Era cu 60 de lei kilo de la Galbani, că aia e ceva de firmă. Asta e firmă Kaufland, dar să știți că e bună, bună. Deci nicio... Nu pot să spun nimic de ea, că nu e calitate. E bună. Eu am luat de aici, de la noi, de la alimentar, aici pe colț, la Merțianu. Mascarpone, într-adevăr, nu era așa verde. Cutia era altfel. Probabil că cine știe de unde am luat și eu, de ce firmă. Poate a fost Galbanie. A fost albastră? Albastră. Poate a fost Galbanie. Ăla-i scump. Da? Da. Ăla-i scump, mami. N-auzi că e 60 de lei kilogramul. Și ăsta e 30 și ceva. Stai, a fost 8 lei, 27 de lei. Eu am dat 99, 10 lei pe una. 10 lei pe una? Da. Și câte grame a fost? Tot așa cutiuță din asta. Uh-huh. Înseamnă că cu 3 lei ai făcut mai câștig. Da, când ai luat tu și când am luat eu? Că toate s-au scumpit între timp. Când a fost ziua lui Robert. Robert? Da, acum, o lună. Mm-hmm. Știi? Da, da. Când am mers în Timișoara. Da, s-au mai scumpit între timp. Nu fine. Uite că și le șterg. Dar știi de ce? Vrei să pun sare? Ce vrei să pun? Da. Ia ca așa. Ah. Știi? Mm. Stai. Ce știe bunica?
Și de unde te-ai gândit la asta? Păi când pune apă, nu vreau să le schimb pământul până la primăvară, că să nu le deranjez, zic eu. Ia ca așa. Și la vară, sau primăvară, le punem pământ afară? La primăvară, da, da. Atunci le schimb pământul, le aranjez, le pun în ghiveci mai mari sau le pun chiar în pământ direct, până în toamnă. Că mi-e frică că îngheață. Nu știu, asta rămâne de văzut. Ce mai facem? Asta o să-l fac cu mixterul, dar prima dată frișca. Acum eu am frișca asta. Eu aș vrea să încerc, să vezi cum asta e naturală, e frișca naturală. Asta folosește Ingo și știu că e bună. Acum cum se bate de bine, nu știu. Cred că ar trebui întăritor de frișcă pus în ea, ca să bată mai repede. Să vedem. Dacă nu-ți place cum se bate, am luat din aia care cunoști. Oh, ce faină e aia. Da, a crescut super. Du-te acolo să vezi. Eu văd și să vedem. Așa de. Dar și nu? O tai. Nu pun direct aici, nu? Nu. O tai pe mijloc și am două foi, știi? Că la asta se cere foaie de 5 ouă. Și s-ar fi făcut două foi de 5 ouă. Dar eu am făcut de 10 ouă, tai pe mijloc și gata. Am vrut să spun de foaia asta de griș. E foarte gustoasă și datorită lui nucă crocantă. Uite, mami, mai stau în spatele meu. 3 am luat, dacă vrei. 3? Da. Deci, acum ai 400 de mililitri. Păi hai să pun și aia, că și aici ai 3 de naștea, știi? Da. Și zahăr nu trebuie? În asta, da. În frișcă? Da. Ba da, fiindcă nu iese nici aici zahăr, nu iese nici aici zahăr. Oh. Hai grijă că tot ai stropit. Înseamnă că eu trebuie să pun zahăr. Pune un pic pe pauză până curățăm aici. Acum să scos cu cuptor. O stat... 20 de minute, nici atât. Da, a stat jumătate de oră. Nu fie. No, uitați. De ce alege mami frișcă vegetală? Asta e vegetală, asta e naturală. Și-o pus în ea și întăritor de frișcă și s-o făcut super. Dar până n-am pus întăritor, nici atâta n-a fost. Nici atâta. Și-am făcut-o, că dar știu în jumătate. Deci de gust bun, are gust super. Mai bun decât asta. Dar și asta e faină. Eu mai bat. N-ai ce să mai bați, te rog. Nu mai bate. Că până bat asta, te apucă paștile. Da, dar asta și așa trebuie să se răcească. Uitați ce faină e de 10 ouă și în tavă mare. Deci credeți-mă că am pus întăritor de frișcă exact pentru cantitatea care îi trebuia și asta e rezultatul. Și asta o să curgă. Nu o să rămână așa frumos ca asta. Dar cum să fac? Ce să fac cu ea? Nu știu. Să ne spună doamnele cum rezolvă ele problema asta, că noi nu știm. Uite, lăsat apă. Și să știți că am bătut-o exact ca pasta randă. Și a fost rece, nu a fost caldă. Nu. Lasă-o treaba ei. Să-mi siropez? Nu, mami, că faci brânză. Nu. Am eu aici să-mi siropez cu ceva.
Dacă nu ai în asta, în debara. Nu am. Las că mă duc să duc la tine la voi. Ok. Uitați ce fain și blatul. Dar pudră cu aromă de citrice. Moale, fain. Superb. Zici că îi pandișpan pentru nuntă. Deci, uitați ce pun în lapte. De la doctor Otcar, m-au tăiat mami. Aici e câte un pic de lapte. Da. Da. Scrie aici. Da. Îl pun aici și... 50 de grame de zahăr cu arome de citrice, adică de lămâie, portocală, pus într-un o cană de lapte. Se amestecă. Nu-i chiar o cană. Mai pun că poate nu mă ajunge și nu mai am altul citrice. Aha. Altul plic, știi? Așa. Acum facem aici. Aici ar trebui că s-a uscat. Dacă ar fi ascultat pe Angi, să pun în aia rotundă, bine ar fi fost. N-ar fi fost în halul ăsta. Dar știi cum e om? Încăpățânat. Încăpățânat. Mai cât ciodată. Am zis că lasă, că nu mai fac. Dar de ce? Vă spun. Am zis că iasă prea groasă. Fiindcă eu am tavă mică din aia rotundă. Și am zis că iasă prea groasă și nu aș vrea să iese groasă. Dar tu ai spus că vrei să faci și tu ca Anca rotundă. Da, mami, dar n-am tavă. Numai din aia mică. Nu mă fac că ți-o arăt. No, bine, las-o. Baltă. Mă duc și o arăt. Las-o baltă. Nu am mai mare. Asta e foarte gustos. Asta așa, așa tare cum e. Da, e crocant. E așa e de gustos, cu nuca aia prăjită, știi? Cine prinde acolo face romp, romp. Nu, că se moaie. Se moaie? Sigur. Dar dacă faci romp, romp, nu mă supăr, că e fain. Nu așa. O întorc eu și pe aia la altă parte, dar mi-e frică că tu nu mai poți să o iau. Și iar o fac cu boacănă. Acum o să facem cu asta. Imediat facem. Da, stai liniștită că eu fac poză. Acum mascarpone? Lasă, mai un pic stai. Să amestecă mascarponele cu frișca. Lăsați. Acum vreau eu să vorbesc în locul lui mami. Mami, întotdeauna ne este greu să facem, nu chiar întotdeauna, dar când ea nu îi place ceva, îi place să improvizeze. Și când ea improvizează și nu face după carte, iasă o minunăție. Acum, ea improvizează și dacă iasă, iasă, dacă nu iasă, nu iasă, dar eu știu că o să iasă. Aici avem așa. Ciocolată albă roșen, una întreagă, deci 80 de grame, ciocolată aerată, așa. Aici e smântână lichidă ce eu mai găsit în frigider, e cam, e jumate. Așa. Scuze că m-am uitat ce filmez. Și... punem și cam un sfert de unt.
Le încălzim și mami vrea să introducă în cremă. Acum ce vă spun eu? Mai bine aș fi făcut eu crema mea de vanilie și cu frișcă și ar fi ieșit o cremă așa și originală pentru ea, dar am zis că nu, că fac mai repede și așa și nu mai aștept să se răcească și nu știu ce. Și ăla care vrea să facă economie fuge mai mult. Da, așa e. Întotdeauna când vrei să faci economie, ajungi să dai mai mulți bani sau... Da, cum o spus mami, mai bine. Leneșul mult aleargă, așa se spune. Dar eu mi-e sigur că o să iasă ceva fain. Acum, cum vrea Dumnezeu, că dacă mă nervez tare, o las așa și mâine dimineață fac crema și la revedere. Fă numai ce faci, că o să iasă super. Dar să vedem. Eu, dar ați văzut atâtea orice cremă fac eu de vanilie cu frișcă. Dar asta... E acum o improvizație. Să vedem. Am bombat un pic din laptele ăla cu citrice. Are un gust. Nu-i bun. Mami, e wow. Da? E chiar wow. Ok. Eu am mai făcut cremă când am făcut la Robert, ăsta, băiatul ăsta din Timișoara, lui Carmen. Tot mascarpone cu frișcă, dar am pus ciocolată. Am pus și aia a fost minunată. Dar acum ia că punem ciocolată altă, nu e musai din aia neagră. Da, se potrivește mai bine, zic eu, la prăjitura asta. Am lăsat mai aici focul. Mamă, ce supusă! Turnul Eiffel! Păi sunt multe ambalaje. Să iasă o prăjitură păcătoasă de bună. Hai să vă spun de ce am eu găletuța asta aici și nu am eu găleată aici unde să pune gunoiul. Am avut pe ușă? Pe ușă. Am avut pe ușă găleată mare, așa. Dar soțul meu de câte ori făcea cafea, zațul ăla, dacă era cumva găleata mai plină cu gunoi, el punea, nu avea grijă că mai pot să pun și zațul ăsta sau nu, dar întotdeauna era pe jos, vai și amar aici, în ghiuvetă, în sub ghiuvetă. Și era plin de zaț din ăla și așa mai departe. Și atunci am spus, da, așa faci, nu, uite, eu spun aici sus, să nu mai te aprecie. Hei, 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 cine ți-o cumpăra găleituța? Eu, asta. Da? Mirelu a avut ideea. Asta eu am luat-o după Merțianu. Eu știu că Mirela a pus acolo găletuța asta, a fost găletuța lui Natalia. Da, după Merțianu am luat-o eu, nu mi-e și Mirela, când a fost aici, ți-a pus acolo. Ca Mirela? Să... Da, Mirela, sigur, a fost ideea lui Mirela. Din cauza lui tatăsu, că păi tot da. Arunca acolo, era plin de gunoi pe jos. Da, și asta e de mărat. Și atunci am făceam curat. Da. Deci pe el nu îl interesează nimica că face mizerie. Da, Mirela a avut ideea să o pun acolo, eu au pus-o, ea... Și când am văzut, mă, Mirela, super, ai făcut, bravo. Și de atunci acolo a rămas. Așa e sorela mea, să-mi comentez, te rog frumos, în la comentarii, ca să... No, asta nu mai confirm la mama. Poate fac o greșeală că amestec, că zice că trebuie să o lași să se topească așa ușor, fără să amesteci. Nu. Trebuie amestecat, frumos. Dar focul e mic. E mic, e mic. Mai mic, dar atâta nu se poate.
Eu vreau să spun de surorile mele că ne iubim ca frați foarte mult. Când eram acasă, nici eu îndrăneam. Ca frați. Dar când s-au dus surorile mele după soții lor, atunci le-am simțit lipsa. Da, erai mic, dar ce am când erau ele acasă? Eram mic și rău, ca Natalia. S-a topit. Mai este un pic, mai este un pic. Trebuie să o lași după aia să răcească. Da, pune în apă. Și știi ce mai poți, mami, să pune acolo, acum, dacă tot e improvizație? Da. O esență ceva, ce vrei tu. Nu de rom. Ceva ușor, de lămâie poți să pui, de vanilie poți să pui. Are atâta vanilie aici. Dar stai că, vedem aici, lacte la... cu... Poți să pui, poți să pui. Dar dacă siropezi cu ăsta, nu mai trebuie. Aha, ok. Știi? Da, eu încerc să pun ăsta, fugi. Am fugit. Și mie îmi place să improvizez. Am lăsă. Am dat drumul la păcantă. De ce? Ah, să pune în... Aha. Să se răcească papă, ok? M-a spus o doamnă. Doamnă, pune în viță o cratiță cu apă caldă să aveți să spălați. Dar, doamnă scumpă, eu am aici apă caldă. Să știți. Ei, câți ani ai spălat tu cu apă rece? Am spălat. Dar au trecut. De-aia plătim curentul, fiindcă avem boiler. Înainte nu ne-o dură, dar acum... Da, dar acum se mai încălzește și de la peleț. Boilerul da. Ăla. Da. Încă nu cum trebuie, fiindcă nu merge focul cum iarna, știi? Da. Ce spun? Știu. Dar eu vreau să gust un pic din crema asta. O linguriță aici. Am aici. Vezi care apă, trebuie să o șterg. Stai. Ștergi. E dulce, cremoasă, are gust de lapte, mami, că e ciocolată de lapte, știi? O fi ceva. Dacă faci așa, se licește mai repede. Da. Până se răcește, punem pe pauză. Ok. Noi și vorbim la telefon. Și gata. Mami, o tăiat acum pandișpanul. Și vine adăugat al doilea pandișpan. Care zici că acum se scufundă în masă. Măi, eu nu mai știu tu cu mine, vorbești sau filmezi? Și una și alta. Surpriză! Uite aici! O să te vezi mâine!
Asta închis. Carmina, noastră. S-a emoționat. No, mami, hai să vedem, s-a răcit? Da. Și eu vreau să fac prima dată o probă. O probă? Da, să... la laborator. Am înțeles, să vezi dacă nu se taie. Eu zic să vedem că... ce iasă. Eu zic că nu se taie, fiindcă vi... Lasă-mă pe mine. Igen. Da. Punem de aici așa. Aici așa? Da. No, bine, nu. Și punem de aici așa. Și acum facem proba. Să vedem. Merge treaba. Carmen. O închis. N-au vrut. Să vezi. Văd. Mai vreau. Stai. Acum, comparația. Așa. Așa e mai bun, mami. Ei, vezi? Are gust super. Serios, nu glumesc. Da, hai, lasă-ți o ție. Nu, nu, dă-i, bag acolo. Eu nu vreau să mânc atâta. Foarte bun. Nu m-a plăcut cum a fost și dacă mie nu-mi place... Să mă scuzați, a fost ciocolată de caramel combinată cu ciocolată de lapte. Din cauza asta e culoarea asta mai închisă puțin la culoare, că e combinat cu caramel. Și un gust, wow, mami, să știi că caramelul ăsta cu nuca aia din blatul de gris o să meargă de minune. Și acum să vă spun... Auzi, hai acolo unde e mai lumină, că așa aici nu prea este lumină. Eu parcă aș pune aici un pic de gelatină. Nu. Mi-e frică să nu se lase. Nu cred. Nu cred. Bine, aici tu garantez. Eu garantez. Nu se lasă absolut nimic. S-ar fi lăsat dacă ai fi topit ciocolata goală, fără să o combini cu smântână lichidă, știi? Da. Așa știu sigurat. Și eu mai fac torturi și creme. Ai văzut ce fain a făcut și Roberto? Ce mâncare a făcut? Nu știu. Nu? N-ai văzut? Și Roberto a făcut fain. Toți copiii mei știe să se descurce, nu mor de foame. Oh, nu. Și Natalia nu se moare de foame. Oh, nu. Da, ai văzut cum a separat ea ouă? Ai fost aici? Da, mai bine ca tine. Știe-ți-o că tati. Și îi place să facă ceva, îi place să lucre. Trebuia să fac injecția și am făcut injecția și am stat acolo întinsă pe colțar. Și tu ai adus apă și ai lăsat-o pe prag la ușă, la intrare. Aha. Și de acolo, de la prag, până la colțar, o luat ea apa și o dus-o. Deci nu o singură apă, tot baxul? Baxul. Deci într-un bax sunt 6 ori 2. 6 ori 2. Deci 12 kg. Da. O ridicat odată sus, a zbirat pe ea că nu-i voie, o tras-o, nu s-o lăsat. O tras-o și-o venit cu apa aia până la colțar lângă mie și-o zis, mami, bei apă. Mami.
Ai și mai siropești, ce zic? Mami... Nu fac prea mult esență, să nu fie... Eu zic să-i siropez un pic, că e foarte fain laptele ăla. Serios. Deci o să fie o combinație de gusturi minunată. Ok. Deci când o să mânce Robert și Carmen, o să zică, da, de unde a apărut asta? Serios? Da, o adus apa până lângă mine, fata mea. Un copil de 5 ani să ridice un bax de apă, l-a ridicat până cât a fost ea. 12 kg. Și am zberat pe ea că nu-i voie și atunci l-a tras. Și am lăsat-o să-l tragă și l-a tras până lângă mine. E foarte tare. Ne-am întâlnit cu Larisa, alu Gabi, fată. Da. Avea Natalia atunci un anișor și ceva. Și stăteam cu ea la masă și era o masă de lemn masiv, greu. Deci grea masă. Și fata mea a împins-o cu picioarele masă. Și cum e Larisa, micuță și slăbuță, s-a uitat pe fată că nici n-ar fi împins masa aia. S-a uitat pe noi, tu, da, asta chiar a împins masa. E tare, tare iubita mea. Da. Ce fain. Acum partea aia care e așa subțire, o să dau eu de ea, dar o să se moaie aici și ea în cremă și o să fie și bună, fiindcă nu ca aia e gustoasă. Foarte, nu ca prăjită, foarte. Da. Și o să fie bine, zic eu. Da, mami, dar tu știi ce fain e crema cu așa cu gust de caramel? Mulțumesc, Tatăl Ceresc. Că am avut ideea și că am avut ciocolata. Da, e acolo. De la Paști. De la Paști sau de azi vară? Nu, de la Paști. De astă vară. Nu, astă vară. La Paști am vrut să fac cu ea și acolo rămas. Da, dar nu a fost desfăcută, nu. Nu, a stat în dulap. Ce are? A fost ferită de soare. Acum de căldură nu a fost ferită, dar nu s-a topit. Nu. Nu s-a topit. Nu e așa. Ce frumos arată. Și acum, stai să nu cumva să mă încurce dânsul. Că eu vreau să o pun așa. Ia, ce periculos. Mi-e și frică să ridic tonul. Așa. Și aici o mai însiropăm, că pe partea aia a fost. Deci minunat e asta. Să știi, un gust atât de fain. Și numai bine când vinim cu ajutorul Dumnezeu din Pâncota. Ea e moale, faină, că puteam să o fac și de ieri. Dar n-am știut eu 100% ce facem astăzi. Că ne-am hotărât Dumnezeu să... ne dă idei. La mami cu gătitul, mie mai cu ce să facem. Sincer, de multe ori intru în bucătărie și când stau până casă pe acolo pe sus, nu știu că ce fac. Și când intru în bucătărie, găsesc eu aici asta, păi asta fac. Vă spun ce șod a fost astăzi. A venit un transport cu salvarea, un pacient. Și, domnul după salvare, șoferul, un om înalt făcut... Să uită pe mine și zice, no, ce ai făcut? Ai adus plăcinte la fetele astea, la asistentele. Mă uit pe el, tău, ce știe ăsta? După aia m-am pic afisat, și ăsta să uită pe YouTube. Dar după aia m-am dat seama și colegile mele, da, mi-a adus. Și a fost bună, da, foarte bună. Și că toată ziua mă uit la voi cum fac din stuie mamă ta mâncare, așa. Ce să fac? Eu stă pe salvare așa degeaba, să uită și la rețete. Tare a fost.
Am spus că astăvară era un domn la măcelărie, acolo la muscă, și era în fața mea. Și eu am așteptat să ceară. Și ea se întoarce, se uită pe mine și zice, poftiți, doamne, poftiți. De luați dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți în fața mea. Și plus că era mai în vârstă ca mine cu mult. Și zic, luați, cereți dumneavoastră, că sunteți în față. Dar, doamnă scumpă, eu vă apreciez și pe dumneavoastră și pe Natalia. Când am auzit pe Natalia. O știu deja. Știu, când o întreba și o zis și de Natalia, deja a fost treaba înțeleasă. Asta e fain. E drept aici? Sau tot înclinat-i? Acum... Rămâne de văzut. Mă duc să aduc bolobocul, mami. Ce m-am încăjit că nu iasă cum vreau eu, dar până la urmă Domnul-i bun cu toată lumea. Păi e o țară înclinată. Na, aici, dacă mai pune un pic multă cremă. Nu, dă-i pace. Bine, că e bine și așa. Da, eu aș face cu floricele, dar nu am. Ai ceva floricele. Am găsit ceva galbene. Da. Nu știu ce fac. Dar dacă mai cauți tu pe acolo, poate găsești și altele. Îți pui scaunul, că nu ajungi. Ok. Și te uiți. A, ajung, cum să nu. Știu că aveam și albe. Ce ne-au rămas de la sărbători. La Paști nici nu știu ce am făcut. Uite-te pe YouTube. Chiar nu știu. Nu, e bine, nu? Siropată. Aici mai trebuie. Păi. Aia nu mai, că uite, cade în jos. Aha. N-are rost. Și chiar o tai de acolo. Dar de ce o să o lasă? Nu. No. Nu, nu, nu. Mami. Taci. Că nu știu tot așa. Ia, ca așa. Și atunci o să o tai așa. Stai să-l pui pe ceva, nu? Minunată crema. Mă sper ca crema asta să se întărească. O leacă. Să întărește la frigider, cum să nu? Iuuu, ce fain arată! Iuuu, iștene! Deci, frișcă cu mascarpone și ciocolată de caramel. Ciocolată de caramel și de lapte au fost împreună. Nu, nu-i mai bine așa că am tăiat-o. Da, bine, da. Păi nu. Păi știu eu. Mai e oare destul? Dacă nu-i. Nu mi bai. Că nu vine un străin. Carmen pentru mine e ca sora mea. Așa e, Carmen? O închis telefonul, că eu am fost rușine. Să știți că e o doamnă minunată. Ușa asta fie că nu-i închisă. Să aude un pic afară. Am auzit gâștele. Gâștele sus, în zbor. S-au gândit să plece acasă. Dar în fiecare an, nu știu cum, eu îmi nimeresc pe când gâștele plec. Da, o lătrat cățaua asară. Asară? Mm-hmm. Mă, dar ce o lătrat. Chiar mă miram, dar ce are? Le-au auzit. De două ori m-am trezut, odată la 3 și odată la 3 jumate, ceva de genul. Ea tot lătrat, tot lătrat.
pe dânsele că s-au gândit să plece acasă. Dar oare unde să duc când să duc? Cred că în Africa, mami. Dar nu știi ce vreau să zic. Era o poezie cu un moș și avea doi nepoți și a urcat la el pe genunche și a zis, bunicule, rândunelele, unde să duc când să duc? În țara rândunelelor. Și așa că eu nu știu unde merg ăștele. Mami, fac cu nu, fluturaș. Zici că dai cu măltar pe pereți. tot aproape este gata. Noi am primit un telefon. Am vorbit cu Carmen. Și mami și-a făcut treaba. Dar ce crezi că stau? Uite, acum trebuie să o pun în frigider și... Dacă stă mult aici, acum, aici așa... De cu mortar pe perete. Cu mistria. Știi cum dă zidarii cu mistria? Așa... Stai, că am făcut așa... Mă, ce fac, ce fac, da? Ia de-n cancioc. Acum m-a venit în ochi. Cum lua sechei, care făcea la noi casa. Lua de-n cancioc ciment... Și după aia dădea cu mistria pe perete. Uite, așa faci, iei din cancioc și dai cu mistria. Da, amne, ție îți mulțumesc, am zis că nu mai iasă nimica. Când am văzut-o așa turtită pe o parte, am zis, no, acum, gata. S-o zis. Zic, jumate, fac jumate, ce? Da, uite că... Da, tot ea ți-a reaplicat. No, lasă că... E ok. Deci la Carmen îi plac fluturașii. Serios? Da. Și uite, Carmen, așa sunt fluturașii pentru tine, special. Ce am avut în casă, clar. Uite, mai am și doi, dar dacă îi pun și ăștia, ce că mine e bună. Unde zile mai pun? Că arată fain. Nu mai pun. Nu. Hai, fă-ți finalul. Stai că mai am trei steluțe. Una. Stai. Două. Bine. Stai că am mai găsit aici. Natalia zice, stai, stai. Stai, stai. Și uite, dacă ar fi văzut aștia și parcă le-ar fi pus dacă, da, dacă ar fi fost Natalia aici, da. Eu le-ar fi pus acum. Tu? Dacă ar fi văzut mai repede. Mami, o pus aici pe lemnul ăsta și nu mai putut să pună pe tavă. Dacă se întărește la frigider și pot să pun cuțitul ăla lung sub tia și să-l... Nu, eu zic să nu te riști, n-are nu rost. Nu știu. Nu are rost. E bine și pe lemnul ăsta. Lemn de bambus. Și unde se mai punem? Nu, mami, te rog, nu. Nu, pe nu se, nu. E bine așa cum e. Sigur? Nu mai e prea... Prea încărcat? Da. Las okay. Că e bine așa. Nu, bine. Cred că o filmez mai bine. E foarte bună. Asta știu, asta e sigur. E foarte bună. Dar la decor cea mai bună în familia noastră la decor e Mirela. Alu, mami, a ieșit în dungă așa. Dacă așa s-o prăji. Glumesc acum, n-a fost un mic accident. Sper să nu dau cu ea pe jos. Așa nu se vede. Okay. Uite, dar ce am și viluțelor. No, nu mai, mami, nu mai, uite. Nu mai. Altă dată. Alea am spus eu, ce frumoase erau. Pune-mi pe margine. Stai, stai, cum zice Natalia. Stai. Dacă Natalia o vede acum, acum vrea torta. Auzi, dar ai și o lumânare. Că vrea să-i cântăm la mulți ani după aia. Oh, nu, lumânare.
are nouă și nici nu... Uite, tata. Ai zis că pe margine. Pun și pe margine. Nu, asta mai lipsa. Cine așa de pe tort? Dar stai că uite, sunt trei biluțe galbene și niciuna nu-i altă culoare. Da, și eu vreau să iau... Pune roșie. Așa. Mă pune biluțe roșie. Una roz. Mă iară dai cu mortar. Așa, numai câteva. Ce crezi tu că eu am destul aici, pentru tot? Așa, numai unde și unde. Ar fi fost fain să fi nivelat aici pe margine, să n-arată așa. Am fost foarte supărată. De ce? Că m-a ieșit într-o parte. Și mie nu prea îmi place să pierd cu plăcere. Ca Ingo? Da. Nu știi tu treaba asta. Da? Cum spun eu? Vezi că tot ai aici pe mine, biluțele da? Tale, da. Știi cum ai făcut acum ca doamna Bercuș? Când stăteam la nuci. Acu nuca, da. Și era ciudă pe mine și atunci a găsat și ea o nucă și făcea, na, cu piciorul. Doamna Bercuș. Tare, ei, dacă ar fi știut ea cât o pomenesc. Tare rău ne pare. Am un vis care am visat cu ea, care nu o să-l uit niciodată. Și ce să fac cu asta? Eu pun pe aici. Dacă e că altă dată să spun eu visul. Da, cum nu. L-am avut acum câțiva ani, dar îl știu ca și când l-am visat ieri. Prea încărcată. Păi dacă tu ai vrut așa? Da, sincer să fiu. Deci că exploda cu fluturași și cu mărgele. Atâta o cerut Natalia toartă. Da, da, într-adevăr. O cerut și acum când o vede, wow! Mâine când o să vadă. Wow! O să zică. Și așa că eu mă joc. Dacă vezi, dacă n-are omul ce-i trebuie. Adică eu n-am avut nici flori, nici... Și au fost în casă. Tot am devastat acolo până am găsit trei flori din aștia. Tot am căutat. Am pus pe săracul daci să urce până sus, acolo, în la dulap. Da, știi cum e. E bine și așa. Nu, Daci? Da, yeah, da, e bun. Pentru okay. Copii. Că și Carmen. Carmen ești un copilaș micuț. Gata, mai am trei. Așa. Auzi musca. Ai auzit și musca? Mm-hmm. Da, știi că eu am urechi bune, că aud pe ăla care face cu mâna. Serios? Serios. De la uita mie aia? Da, de la mie din dormitor, aud cumva pac, pac, pac. Când e ușa deschisă. Da. Am terminat. Să iau asta, că se vede urât. Eu sunt mulțumită, mulțumesc la Tatăl Ceresc că a ieșit așa cum a ieșit, de bună știu că o să fie bună. O, da, o, da. Da, și vedem mâine verdictul, ce o zice ăștia la... O filmăm pe Carmen.
Când facem proba, știi? Da. Aha. Da, mami, da, 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 da. Așa fac mâine. Când o să servească torta, știi? Atunci arătăm cum arată. Da? Da. Da. Ok? Ok. No, hai, fă realizarea ta. Stai că eu vreau să-ți arăt ție aici. Că mai s-o filmuie. Astea sunt marginile. Adică, da. Nu. Dar nu vreau să mânc mami acum. Nu vrei? Dumnezeu. Nu vreau să mânc. Că aia nu mă mai opresc. Serios? Cum vrei tu? Nu vreau. Nu vreau acum. Pune-o la frigider. Dar nu știu cum să faci, să ocuperi cu ceva, că uscă vântul. Da. Știi ce spun? Da, știu. O, aici mai este. Ce? Biluțe? Nu. Portocală de n-aia răzărită. Ah. Și ce, vrei să țăp și din asta? Nu, nici eu nu mă gândesc. Stai, nu mai mă filma pe mine. Știi ce? Că vreau să-mi șterg nasul. Oh. Și aceasta a fost realizarea mea. Eu mulțumesc la Tatăl Ceresc cum a ieșit. Dacă stă în frigider, se întărește și o să fie minunat. Vă dorim numai bine, o seară minunată vă dorim și Dumnezeu să vă ocrotească și pe voi și pe noi de toate relele și de toate problemele, să ne ferească, să ne păzească. Amin. Să fie și cu voi și cu noi. Oriunde toată ați lumea, toată lumea care se uită la mine, Domnul să le binecuvinteze. Pace, la pace, revedere. La revedere. Deci, așa arată tortul tăiat, nu l-am tăiat până acum în cazul ca să mâncăm toți împreună. Carmen, cum e tortul? Super, n-am cuvinte. Felicitări, Rodica. Aceasta foarte este bun. Realizarea mea. Robert? Foarte bun, extrem de bun. Ok. Foarte bun. Deci, să vă explic eu. Iară, dar pe alt. Carmen, acum ai ocazie să nu-ți mai fac poftă că mănânci aici cu noi. Deci, pandișpanul ăsta e cu gris. El a luat culoarea de la nucă, în cauza că s-au prăjit împreună. Și aici e moale și e siropat. Și aici e o crustă crocantă de nucă. Și crema e foarte fresh, foarte gustoasă de la și caramel. Și Robert am făcut cu și ciocolată. Mascarpone și frișcă, ca da, să fie da. Un. Crema e din mascarpone, frișcă și ciocolată de caramel și ciocolată de lapte, știi? Mm-hmm. E foarte faină. Foarte bună. Foarte. De fapt, tot ce face Rodica e bun, ce să mai comentăm, nu? Da. Dovada ai tati. Super, oameni, super. Foarte fain. Eu am zis că nu mai mânc, am mâncat friptură de gâscă și pui, ce am mâncat pe urmă și sarmale de la tine am mâncat. Am zis că nu mai mânc, dar nu pot să rezic nu, așa ceva. E foarte fain. Nu, bine. Amar, nu te-ar fi picat așa să vadă înăuntru. Tot. Să-i fac o poză. Ok. La revedere. Șansa. Pace, la revedere. Șansa, eu da. Da. Șansa,